Și majoritatea solului are o mulțime de calciu. Cojile de ouă adaugă un plus de calciu plantelor, fără să strice pH-ul, așa cum o face adesea varul într-o grădină. Acest calciu suplimentar poate întări plantele de tomate, printre altele. Pe măsură ce cojile de ouă se descompun, acestea furnizează calciu cu eliberare lentă, restructurează solul pentru a-l face poros și îmbunătățește drenajul solului. Spălați întotdeauna cojile de ouă înainte de a face ceva cu ele în grădină, pentru a reduce riscul de salmonela. Apoi le uscați și măcinați cojile de ouă. Cojile de ouă trebuie măcinate cât mai fin pentru a fi mai bine absorbite în sol. Cojile de ouă sunt o sursă de minerale indispensabile și calciu, de care au nevoie răsadurile de roșii. Fertilizați răsadurile nu mai mult de o dată pe săptămână cu acest îngrășământ natural și oferiți-le multă lumină.